La Frata a fost organizat crosul școlii Frata, un eveniment ajuns la ediția a 6-a. Participanții au fost elevi născuți în anii 2007, 2008, 2009 și 2010. Crosul s-a desfășurat atât individual, cât și pe echipe la categoriile de vârstă. Premiile au constat în cadouri, medalii, cupe și diplome. Cristian Cherecheș, primarul comunei Frata, a declarat pentru ziarul 21. Ei, crosul școlar Frata e a 6-a ediție, trebuia să fie a 8-a ediție, fiind 2 ani de pandemie, s-au ratat 2 ani în care copiii școlii din mediul rural le-au părut rău că nu au putut participa. Sunt participante 7 școli din mediul rural. Asta a fost ideea, să organizăm să fie elevi din mediul rural și unde vor fi premiați. Cu mare drag, îi le mulțumim de participarea care o venit dânșii aici, de efortul lor. La final o să fie premiați elevii și o să primească o masă din partea primăriei și școala Frata le stă la dispoziție și pe anul viitor și o să organizăm în continuare lucruri frumoase în comuna noastră. Pentru un motor puternic. Pentru o mașină sigură. Pentru responsabilitate în trafic. Pentru a te simți în siguranță la volanul autovehiculului tău. Pentru o viață mai prelungită a motorului. Când vorbim de service auto, vorbim de airbag Turda. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 12C, Turda. Ai grijă de mașina ta, iar ea va avea grijă de tine. Airbag Turda. Pentru siguranța mașinii tale.